Ser Ioane, Ser Gheorghe, Ser Mărire! Început festivalul la Olteni, timp de 3 zile, Slatina este capitala petrecerii și a distracției. În această dimineață, nimeni nu a trecut vama de la podul Olt fără pașaport de oltean. Bine ați venit! Un pașaport de oltean, o gură de vin, un praz verde și pastramă cu mămăliguță. Așa se mănâncă la noi în Oltenia. Să fiți sănătoși! Numai bine! Ați vinul astăzi? Acum? Poftiți? Încercați vinul acum la volan? Da, încerc da. Eu! Nu, începe, doamna. Actele la control, vă rugăm! Asta trebuie să iau eu sau? Da. Și pașaportul, că fără pașaport nu puteți intra. Nu puteam intra la Slatina. Da. Să fii sănătos. Mulțumesc. Ce faceți cu vin? Ce facem cu vinul? Păi trebuie să mă opresc să-l beau, nu? Ia sunteți la volan? Păi tocmai de-aia mă opresc să-l beau. Pașaport de oltean a primit și actorul Silviu Biriș, oaspetele de onoare din anul acesta. Pașaport de oltean, Federal Republic of Oltenia. Acest document vă recunoaște cetățenia de oltean provizoriu. Eu vreau permanent, dacă se poate. Este contra cronometru totul. Să scot, mă uite, mai slab cu 10 kg. Mă bine, nu reușești, mă, să mă faci așa niciodată. Deci... dacă vreți să... Mai slab nu reușești. L-a lucrat în Photoshop. Mulțumesc foarte mult. Din programul manifestării din acest an nu au lipsit expozițiile de caricatură, parada portului popular, petrecerile și spectacolele demonstrative cu ansamblurile folclorice, grupurile vocale și tarafurile din județ sau alte grupuri etnice invitate. Aici vor avea loc lansări și prezentări de carte, concursul de recitaluri dramatice, concursul de epigrame, expoziția națională de fotografie umoristică, spectacole de umor, caricatură, muzică, premieri teatrale și concerte de muzică populară. Și ușoară.